nu s-a căutat vinovatul, ci un țap ispășitor. Toți sunt de vină, numai nu premierul și Vadim Ceban. Cam așa au comentat directorul interimar al Energocom, Vadim Bânzare, dar și membrul Consiliului de Observatori al Moldova Gaz, Sergiu Tofilat, decizia premierului de a-i demite din funcții. Totodată, Dorin Răcean este acuzat că ar distribui falsuri și că a demonstrat că nu există voință politică pentru a face ordine la Moldova Gaz. Au avut o replică la acest subiect și comunitatea Watchdog, din care face parte Sergiu Tofilat, dar și Consiliul de Administrație al Energocom. Șeful interimar al companiei energetice de stat, Victor Bânzar, unul dintre cei trei oficiali găsiți vinovați de criza gazelor, susține că instituția pe care o conduce și-a îndeplinit toate obligațiunile legale, iar prin decizia sa, premierul Dorin Drecean nu a căutat vinovatul, ci doar un țap ispășitor. Cred că este o decizie care nu a fost analizată cap-coadă, deoarece Energocom, eu în calitate de director și toată echipa Energocomului, în toată această perioadă am participat la toate licitațiile care au fost organizate de Moldova Gaz, cât și de alte companii din regiune. Deci responsabilitatea noastră de a cumpăra gaze pentru țară s-a finalizat odată cu dispoziția Comisiei Situației Excepționale, unde era indicat că noi livrăm gaze pentru perioada ianuarie și până în aprilie. După această perioadă, deja Energocomul nu mai avea această obligație. Eu consider că nu se caută sau nu s-a căutat vinovatul, dar s-a căutat doar un țap ispășitor. Ce urmează să faceți? Cred că să mă duc în concediu un pic. Contactat de noi, ministrul energiei, Victor Parlicov, nu ne-a răspuns la telefon. Și-a expus însă opinia Sergiu Tofilat, după ce a rămas fără fotoliul de membru în Consiliul de Observatori al Moldova Gaz și salariul de peste 100.000 de lei. El s-a declarat surprins de declarațiile făcute de premier și l-a acuzat că distribuie falsuri. Eu nu am competențe de a bloca achizițiile de gaze și el știe asta foarte bine. Am cerut de la Moldova Gaz să nu cumpere tot volumul pentru iarnă într-o zi. Exact asta a fost una dintre recomandările după audierea de la Parlament. Îmi voi prezenta cererea de demisie, dar voi continua să investighez activitatea Moldova Gaz și să informez opinia publică. Lupta nu s-a încheiat. Este mizerabil ce se întâmplă. Noi nu pentru asta am protestat în perioada statului capturat, a scris Tofilat pe rețele de socializare. În contextul declarațiilor și deciziilor prezentate de guvern, a venit cu o reacție comunitatea Watchdog, care l-a delegat pe Tofilat la Moldova Gaz ca reprezentant al societății civile. Pe pagina de Facebook, organizația a scris că afirmațiile privind responsabilitatea lui Sergiu Tofilat în eventuala blocare a achizițiilor de gaze naturale la prețuri avantajoase nu este argumentată și că acesta a acționat la Moldova Gaz în interesele acționarului. Totodată, ONG-ul afirmă că periclitarea procesului de achiziție este în mare măsură vina directorului interimar al Moldova Gaz, Vadim Ceban, lucru documentat în detalii, spune organizația, fără să prezinte însă și dovezi. Și membrul Consiliului de Administrație al Energocom a venit cu o reacție la acest subiect. Alexandru Slus a precizat că în loc Răcean să demisioneze personal, a găsit țapi spășitori. Toți sunt de vină, doar nu el și Vadim Ceban. Am reproșuri față de Parlicov pentru că a tăcut mult timp legat de conflictul său cu Răcean, privind schimbarea conducerii Moldova Gaz și cred că poartă o parte din vină pentru tot ce s-a întâmplat, dar nu la fel de mult ca Ceban și Răcean. Deși nu am cele mai bune relații cu domnul Bânzari, nu văd nicio vină din partea lui în această criză, după ce a dispărut obligativitatea Moldova Gaz să cumpere metanul de la Energocom. Dar voi, nici măcar la ședința Consiliului, nu ați scos niciodată acest subiect. Domnul Tofilat, în genere, a ajuns să fie luat în vizor pentru că a fost primul care a spus public cine îl protejează pe Vadim Ceban. Rușine, domnule Recean, să vă ascundeți după strelucnici și să uitați că anume dumneavoastră ați promis în septembrie că tarifele nu vor fi majorate, a scris Lusar pe rețele de socializare. Președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat anterior că persoane publice și experți în energie au început să difuzeze o teză foarte simplă și eficientă în opinia lor pentru a denigra activitatea companiei și pe el personal. Declar cu toată responsabilitatea că Moldova Gaz deține toate documentele care dovedesc corectitudinea acțiunilor întreprinderii în procesul de pregătire a sezonului de încălzire 2024-2025, iar acestea vor fi prezentate la audiere în Parlament, a menționat Ceban.